Salutare, prieteni! Doar ce am ajuns la aeroport și văd că am sosit cam de vreme, că decolează avionul peste vreo două ore jumate. În fine, dar știți că vine în România. A, ah, nu v-am spus. E, m-a sunat ieri patriarhul și îmi zice, ce faci de nică? Zic, ce să fac prea și că uite pe aici, până Anglia și eu. Până Anglia, vină-mă în România, vin un cu că uite, ți dau parohia părintelui Alexa. Zic, de ce așa? eh pe părintele l-am mers până la capăt cu ele și cred că eu te știu așa că am gagicar și tu le duci mai departe. A, zic, eu le duc încolo spre parcul rece, nu? Spre ultimul drum. Nu, mă, nu, lasă. Zic, nu, lăsați-vă, deranjați că eu am parohia mă pe TikTok, am acolo gagicuțe fără număr, fără serie și fără CNP. Nu, Daniele, nu-ți bate capul că... Alea sunt dezbrăcate, știi deja cum arată. Pe TikTok sunt toate dezbrăcatele. Vină la biserică, mă, că ele vin în fuste, vin în baticuțe, vin în fără de colteu, alea. De, de ce și părintele Alex a mâna pe aici? Să fie sigur ce se ascunde acolo, că încă nu le vezi. E mai palpitant așa. Știi ce nu vezi te atrage mai mult. Nu prea cineva să nu vă deranjează, Stați acolo, lăsați-l pe părintele Alexa, lăsați-l să-și revină că după atâția ani a atras-l pe dreapta puțin și după al băgați înapoi în alt post. În fine. Glumesc, cu faza asta de devenit în România vin. Și pentru că are avionul târziere sau nu știu ce se întâmplă, vreau să vă spun o poveste pe care am primit-o acum într-un mesaj și mi-am adus aminte de ea. Acum șase ani de zile a făcut mai mea al doilea accident vascular și a fost internată la Constanța. La primul a fost la București, la al doilea la Constanța. că mi-a stat tot timpul lângă ea, iar noi frații venem în fiecare zi. Asta înseamnă dragoste adevărată, să stai lângă om și la bine și la greu, să fii lângă soțul tău sau lângă soția ta și când e frumos sau frumoasă și când e urât sau urâtă și când îmbătrânește și când se trece și când nebunește, și când e în anxietate și când e în depresie. Oamenii acum se iubesc doar pentru imagine, când nu mai e imagine au, au plecat, au dispărut. În fine, și lângă maică mea în spital mai erau două femei, una la mijloc și una la geam. E, eh, la doamna de la geam veneau fetele de două, trei ori pe zi, o vizitau. La cea din mijloc, o zi, două, trei, nimeni pe la ea. Și zic, uite, că nu a venit cineva pe la femeia asta. n a venit, mă, da, ne-am întrebat o azi dacă are pe cineva și a zis că are, dar nu mai trece nimeni. Zic, doamnă, să rămână, nu vă supărați, aveți nevoie de ceva de la magazin, de undeva din oraș, că merg să vă aduc dacă e nevoie. A, nu, mulțumesc, dacă ai putea să-mi aduci niște sănătate. Și parcă râde așa în colțul Zic că aia, dacă aveam sănătate, trecea puțin pe la maica mea, eu dădeam și după aia o împrășteam prin spital. Dar sincer, să fiu pe la maica mea prima dată, aș fi trecut cu niște iubire de sine și cu niște minte. Pentru că ea n-a avut niciodată nici minte, nici iubire de sine. Toată viața s-a sacrificat pentru alții. Pentru soacră, s-a șters la cur până a murit, s-a mai dus la niște bunicuță din sat, la fel s-a sacrificat și pentru aia. Veneau surorile pe la aia și frații și plecau cu sacoșile, cu pui, cu porci, cu miei, cu de toate, cu uh, brânză. Plecau așa ăia de să se scârpinau din picioare la călcâie, ca așa li se rungise rămâinile. Și ce? Acum, uite, e în spital, stă acolo ca o legumă, cine e lângă ea? Uite, bărbatul și copiii. Restul nu mai e nimeni. Ca așa se întâmplă. Când ești bine și grătarul cald de toată lumea, când nu, la revedere, toți au plecat în lumea lor. Așa e, mă, copiile, mă, dar vezi tu că și eu am alergat toată viața cu sănătatea după bani, iar astăzi că mă lasă toate cu banii după sănătate. Zic, lăsați, doamnă, că așa facem toți, asta umblăm, dar pe mine mă interesează dacă aveți pe cineva aici să vină. E, n-am, că ai mei copii sunt plecați în țară, încolo, în orașele din nord și au făcut familiile lor acolo. Am niște prietene, uite, una m-a sunat astăzi dacă am să împrumut un 1000 de lei. Și am zis că am, dar sunt la spital și totuși aș avea nevoie de ei acum. Că nu știu cât stau pe aici, nu știu cât mă costă, nu știu cât ce trebuie să-mi facă, dacă mă bagă vreo operație, dacă îmi trebuie vreo pastilă și așa mai departe. Și am zis că nu am acum. Și ce îmi zice? A, în sănătoșire grabnică, atunci vorbim când ești în spital. Zic, da, doamnă, vedeți că nimeni nu te caută de bine. Nu te sună nimeni să zică, că vezi că îți aduc niște bani, că am prea mult și uite, nu mai am ce face cu ei, te ajut și pe tine. Măi, mamă, am bani, mă, am bani, da, mi-a mi rămas pensie de la soț, și am și o pensia destul de mare. Dar ce am făcut? Toată viața am dat împrumut. I-am ajutat pe ea, i-am ajutat pe ea, am să nu știu ce copii și ce oameni. I-am ajutat pe toți. Acum nimeni. Stau aici ca o legumă, nimeni nu mă caută, nimeni nu mă mai vrea, nimeni nu știe de mine. Dar zic vara asta s și dumneavoastră pe undeva să vă plimbați, să vă relaxați, să vă liniștiți? E, nu, că mi-au adus copiii, mi-au adus nepoții și a trebuit să am grijă de ei. Zic, doamnă, cred că frica pe care a stras-o vara asta s-a spargeamul la cap că nu e așa ușor să ai grijă de nepoți, că nu e al tău, nu e copilul tău să răspunzi tu pentru el. E copilul copilului tău și atunci e răspunderea de două ori mai mare. E frica de două ori mai mare. E teama de două ori mai mare să nu-l superi și pe cel mic sau pe, pe, copilul tău. Da, eu nu înțeleg cum voi n-aveți miră de părinții voștri. După ce că au stat an la rând și v-au crescut și s-au chinuit cu voi și nopțile și zilele și ani la rând, E, după ce au cre ați crescut, faceți copii și hui, îi duc la mama. Dar de ce nu plătești tu frumos o bonă? Lasă-o pe mama liniștită să-și trăiască ea bătrânețea Plătește-mă o bonă că ai bani. Te dai șmecher că ți mașini scumpe și că ți-ai adidas și haine de nu știu ce firmă. Și hop, îți vâri copiii la mătă acasă să n-ai baia nici liniște, nici uh, sănătate, nici bătrânețe ușoară, nimic. De ce sunteți așa de, de hapsând cu părinții voștri? În loc să spuneți, băi, ia să eu vacanță lui mama să plece vreo două săptămâni cu tata pe undeva. Pentru că ne-au crescut an la rând și uite, merită și ei să-și trăiască măcar bătrânețea și dacă tinerețea n-au putut din cauza noastră. Pentru că ori nu i-am ascultat, ori am făcut de capul nostru, ori nu i-am mai căutat, ori am blamat, ori le-am făcut, ori le-am dres. În fine, revenim la doamna respectivă, mai că mi-a ieșit la câteva zile din spital și doamna a rămas în continuare, dar mi-a cerut Facebook-ul și mi-a zis că o să mai scrie din când în când. Astăzi mă trezesc cu un mesaj foarte emoționant de la ea și mi-a scris așa Daniel, nu știu dacă mă mai recunoști, sunt doamna care a stat lângă mama ta în spital, Hristos a înviat. Hristos a înviat, acum vine pe carciunul și a zice Hristos a înviat. Zic da, doamnă, prins cu plugușorul. Zic nu mi-am intrebat dumneavoastră, dar eu știu că la Paște se zice Hristos a înviat. Nu, Hristos a înviat în viața mea. Și zic, că zic, aveți două minute să vă sun? Da, te rog. Și am sunat-o. Zic, domn, să român, am mi de dumneavoastră, dar uh, cum a viat Hristos în viața noastră? Păi ții minte că eram o legumă pe patul de spital? Da. E, eh, i-am promis așa. Doamne, dacă tu, cu mâna ta, m ajut să ies de aici, dacă îmi dai putere și încredere în mine ca să mă vindec și să mă ridic de pe patul ăsta, îți garantez că voi fi perfectă pentru mine, nu pentru alții. Ca asta am căutat toată viața, să fiu perfectă pentru copii, să nu se supere. Să fiu perfectă pentru vecini, să nu-i supăr. Să fiu perfectă pentru soț, să nu se supere. Dar pentru mine n-am fost niciodată, Doamne, și uite-mă în ce situație am ajuns. tot. sunt bine, sănătoși, eu zac aici ca o legumă pe patul spitalului. Și la două, trei săptămâni, pentru că știi că eram mai grav decât mama ta, la două, trei săptămâni am ieșit din spital, mi-am revenit și am înviat. Da, în loc să mai stau acum cu prietenele mele cu vecinele mele 2-3 ore la bârfă, ca să acumulez informații negative, stau cu o carte frumoasă în mână și citesc. În loc să mai stau 4-5 ore pe Facebook, ascult un podcast bun și mă informez. În loc să stau acum să vorbesc cu ore în șir, cu copiii vrute și nevrute, mai bine stau ore în șir și citesc despre vacanța cu tare, despre vacanța cu tare, despre ce bilete să iau la avion. Că ți-am spus că bani am și am o pensie foarte bună pentru că am muncit toată viața. Dar atât de, de hapsâne eram că și la bătrânețe voiam să mă îngrop în muncă. Dar Dumnezeu ne dă semnale de alarmă să ne iubim mai mult. Eu înțeleg, Doamnă, dar dumneavoastră în spital parcă nu mai vedeați bine sau nu mai vedeați deloc. Nu mai aduc aminte cum era situația. Dar, Daniel, corpul a venit și mi-a pus degetul pe suflet și a zis nu vei mai vedea nimic pentru că toată viața nu te-ai văzut. Și de aceea spun că Hristos a înviat în mintea mea. Să știi, Daniel, că Hristos nu s-a dus să bată cu în iad. să-i acolo și să ia. Nu. Hristos înviază în fiecare din noi, ăștia care nu mai vedem nimic. Hristos înviază în sufletele celor care nu vor să se mai iubească, nu vor să se mai uh, liniștească, nu vor să mai vadă viața. Hristos înviază în mintea noastră. Am viat în viața mea și de atunci eu m-am schimbat și am promis. Pentru că în învia Hristos și la mine, mă voi duce să vă toate bogățiile tale. Mă voi iubi mai mult, mă voi respecta mai mult te voi căuta mai des și îți voi mulțumi mai mult și mai des. Așa cum Hristos a înviat în mintea și în sufletul tălharului, adică tiparul de om care fură, care jegmănește, care înșeală, așa cum a înviat în sufletul și în mintea lui Zaheu Vameșul, adică în tiparul omului care ia avar și nu se mai satură să strângă și să adgonisească doar pentru el, așa cum Hristos a înviat în sufletul, și în inima, și în mintea prostituată, adică tiparul acela de femeie care face orice, își vinde corpul pentru bani, așa am viat și în tiparul meu de orb. Da, că așa am viat și în sufletul, și în ochii, și în mintea, și în viața orbului. Ei, eu sunt orbul din Evanghelie Daniele, care am văzut schimbarea și am văzut învierea lui Hristos. El nu s-a dus sub pământ să-l scoată pe Adam. Noi suntem Adami, noi suntem Evele, noi suntem tiparele celor care am fost înviați și suntem înviați de 2000 de ani și vom învia de fiecare dată când îl vom căuta în viața noastră. Foarte bine că propovăduiești în continuare cuvântul lui, felicitări și îți doresc mult spor. M-am uitat pe Facebook-ul Doamnei după ce am închis conversația și am văzut poze din Tel Aviv, din Ierusalim, poze din Dubai, parcă nu mai știu, poze din toată lumea. Și am zis oare. de câte ori nu înviază Hristos în viața noastră, și noi nu-l vedem. Nu vrem, nu vrem și nu-l mai primim. Noi așteptăm să învieze morții la sfârșitul veacurilor. Noi suntem morții a Da, noi suntem morții a care nu mai simțim nimic. Da, nu mai avem nici liniște, nici bucurie, nici sănătate, nici speranță, nici armonie, absolut nimic. Noi dăm vina pe aia care sunt la 2 metri sub pământ. Nu, dacă te duci după 10 luni, îi găsești descompus, stricați puțin. Dacă te duci după 7 ani, mai găsești doar două oase, deci niște cadavre. Dar noi suntem uh, tampoanele curate pentru alții. Da, noi suntem așa frumoși, albi, maculat și vin când vrem să ne luăm timpul nostru, vin unii și a, păi am o problemă, frate, știi cum e dacă poți să mă ajut, vine la să șterge de, până la toate rănile lui, după aia mai vine altul să mai șterge și ăla și după aia când suntem murdari, ne aruncă lumea la gunoi și ce nu mai că sunteți tampoane urâte, mirositoare, la revedere, Da când am fost curați, când am fost buni, nu v-am mai interesat, nu, atunci eram buni pentru voi. Și apropo, mi-a zis doamna o vorbă la sfârșit foarte interesantă, care mi-a dat de gândit. Zice, Daniele, știi unde am via Hristos? Zic, da, s-a dus și a scos pe Adam și pe Eva. Da, adevărat, dar din mintea și din sufletul nostru. Adică am viat-o pe Eva aceea a noastră, și s-a dus o scoată de acolo, adică Eva aia care vrea tot timpul să fie sus, să fie ca Dumnezeu, Eva aia care mereu ne strică liniștea și vrea să fie ea prima, vrea să fie ea sus, vrea să fie ea tot timpul, vrea să aibă ea totul și așa mai departe. Și pe Adam la care execută tot ce îi spune Eva. Da, Adam la care se supune și face tot ce zice ego nostru. Dacă rugăm pe Dumnezeu să ne învieze astea două, suntem liberi și fericiți. Și apropo, nu contează anii din viața voastră, ci viața din anii voștri. Mult spor în tot ce faceți.